Mihail Pătrășcu este doar unul dintre zecile de șomeri care de la prima ora dimineții făceau coadă la ghișeul Agenției Județene pentru Ocupare din Târgoviște. Începutul de an nu a fost bun pentru el. A fost concediat și pentru că nu găsește un loc de muncă. Singura lui speranță a rămas indemnizația de șomaj. Acum fac dosar, uitați, ne băgat în șomaj. Cum vă veți descurca în perioada? Ce să faci? Băgăm dosarul și mergem cu ziua. E greu. Și să te muți de o parte într-o parte în alta, să lucrezi două luni încolo, două luni încolo. Mai ales pentru cei peste 40, nu te mai ia nimeni acum la muncă, mai ales în afară dacă e. Pentru ceva timp, indemnizația de șomaj îl va ajuta să supraviețuiască și să își întrețină familia. Se gândește cu groază ce va face când perioada de șomaj se va încheia. Se teme că nu va reuși să se angajeze rapid, pentru că, spune el, patronii nu caută angajați trecuți de vârsta de 45 de ani. Dacă mai lucrează soția, 6 milioane jumate. Salariu mic. Da. Cum reușiți să vă descurcați și cu copiii? De, da, acum ne-a venit gazele, curentul, 4 milioane, 2 milioane. Ce să facem? Dăm cât putem. Numărul șomerilor a crescut în Dâmbovița la 17.150. Mai bine de jumătate nu primesc indemnizație de șomaj, nici nu reușesc să se angajeze, pentru că oferta de muncă este extrem de săracă. 50 de posturi vacante la peste 17.000 de șomeri. Avem în Dâmbovița oferte de muncă din domeniul asistenței sociale, din domeniul marketingului, al informaticii, al confecțiilor textile, comerț. Oferte mai bogate de muncă vin din partea angajatorilor de peste hotare. În Germania sunt disponibile 80 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier gastronomic. Selecția va avea loc în București pe data de 6 martie. Compania nemțească oferă 10 posturi pentru barmani, 20 pentru ospătari, 40 pentru bucătari și 10 posturi pentru supraveghetori de noapte. Locurile de muncă sunt pentru o perioadă de până la un an.